Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din St. Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din St. Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la St. Nicolau. Meu este Costache Ștefan. Data fiind lăutar, el a avut o
ansamblu care încă mai există și astăzi și a cărei activitate încă o mai coordinează alături de tatăl și sora. Copil fiind mat, am fost la grădiniță din localitate, la școală generală numărul 1, școala primară am făcut-o cu predare în limba sârbă, mama fiind o învățătoare. și cum să zic, a fost așa un sentiment probabil ciudat ca propria mamă să-ți fie dască, dar cred că am știut foarte bine să facem diferența. Adică la școală nu mai eram învățătoare, iar la acasă era mama și trebuie să zic că a avut așa pretenții foarte mari, ținut mereu ștacheta sus, lucru pentru care, de fapt, îi mulțumesc că-ți vedeați. Și de ceea ce vreau să spun aici, că am făcut școala generală, școala primară, cu predare în limba sârbă, și acesta este un aspect pentru care foarte mult timp sau nu am realizat cât de multe beneficii mi-ar putea aduce ulterior. Ori chiar perioada aceea pe care am făcut-o aici m-a ajutat foarte mult chiar și în ziua de astăzi, pentru că inclusiv serviciul pe care l-am avut după ce am absolvit facultatea a fost unul cu limba sârbă afară în Polonia, practic. Așa că consider că orice limbă străină învățată la un anumit moment în viață îți poate ajuta. După școala primară am urmat cursurile școlii generale numărul 1, școala gimnazială numărul 1 într-o capitate, iar în paralel am avut foarte multe activități, am fost implicată în destul de multe activități artistice, aș putea zice. Și debutul meu din acest punct de vedere s-a realizat la vârsta de 7 ani, când mama a avut inițiativa de a strânge copiii din comunitatea sârbească și de a se implica în păstrarea culturii sârbe prin învățarea sau transmiterea generațiilor viitoare a dansurilor tradiționale din zonă. Și țin minte că la primul spectacol, după un an de zile de pregătiri și de repetiții, primul spectacol s-a desfășurat în țara Dragostel. Și aveam nevoie de cineva care să cânte. Sau poate este în propriu spus, aveam nevoie. Vreau să diversific ce cât de mult posibil spectacolul respectiv, iar eu eram foarte activă din punctul ăsta de vedere acasă. Mie plăcea să cânt, eu cântam oriunde. La un moment dat, cred că devenisem deranjantă din punctul ăsta de vedere. Și a fost așa un moment destul de ad hoc. Nu a fost foarte multă pregătire atunci. Și țin minte că preluăm mama a fost așa mai modestă, nu m-am vrut foarte tare să fiu eu acolo în față, dar la insistențele preotului din comunitate s-a hotărât așa, hai să cânte și Alexandru la spectacol. Și eu, bineînțeles, am fost extrem de încântată, nu am avut nicio reținere. Și da, am, spre surpriza tuturor, am avut un moment în spectacol, am cântat o melodie și succesul a fost pe măsură. Eu m-am simțit foarte bine, bineînțeles. Da, mi-a plăcut foarte mult. Și așa am început eu să cânt în cadrul ansamblului Sfântul Sava. Iar pe măsură ce timpul a trecut, am continuat cu acest hobby, să zic așa. Iar prin clasa a patra, țin minte că am fost ca spectator la spectacolul, la un concert al corului Doina din Sâmbăta Mare.
respectiv cânta și m-am dus acasă și i-am spus lui tata, nu știu cum faci, dar eu trebuie să cânt cu fetele alea. Și știu că a fost puțin mai dificil momentul, pentru că eu eram la școala generală numărul 1, iar corul era la școala generală numărul 2. Și da, era puțin așa mai dificil momentul, pentru că cum să fac să ajung eu acolo. Și într-un final, da, am discutat cu domnul profesor Radu Gheorghe, probabil a văzut că am ceva talent și m-a acceptat în corul respectiv. Și din momentul acela, practic din clasa 4 până în clasa 11, practic de la 9 la 17 ani, am cântat constant în corul 2-lea din Sâmbătorau și am fost extrem implicată. Țin minte că foarte multe dintre colegii, sau nu foarte multe, pentru unele dintre ele, activitatea de genul nu era probabil cel mai plăcut mod de a-și trece timpul, pe când eu fugeam de la o școală la alta să fiu, să mă asigur că ajung la repetiții de fiecare dată când se țineau. Aveam repetiții de 3 ori pe săptămână, de la ora 2 la 3. Da, erau foarte solicitante, pentru că, din nou, domn profesor a fost și el a ținut ștacheta foarte, foarte ridicată. Au fost momente grele, dar s-a muncit foarte mult și, până la urmă, munca asta grea de pusă a dus la rezultate foarte bune, până la urmă. Și țin minte că în clasa 4 am fost într-un tur de în Germania, în clasa 5 am participat la un concurs național al școlilor generale și, dacă nu mă înșel, acolo am luat locul 2 pe țară, Monica și Cor. Apoi, în clasa 6 am un alt concurs pe care mi-am amintesc că a fost undeva la Râmnicu Vâlcea, în clasa 7 am fost în Ungaria, la un festival în care au participat cam 1000 de concurenți ca număr, dar un număr destul de mare de coruri, unde din nou am luat locul 2. Slovenia, în clasa 8-a. Și au mai fost, bine, astea, evenimentele pe care le menționez sunt doar cele extrem de importante, în care rezultatele muncii noastre au fost recunoscute și pe care mi-au rămas așa multe de minte. Iar activitatea corală din Sâmbătorau am încheiat-o la vârsta de 17 ani, pentru că atunci cred că corul 2 a încetat să mai existe. Dar, da, a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă și țin minte că și eu și multe dintre colegii mele am fost foarte implicate. Și am avut o aniversare în urmă cu 2 ani la care, și o lansare de carte pe care a făcut-o domnul profesor Radu Gheorghe. Și, da, a fost un moment foarte emoționant și țin minte impresiile pe care le-am împărțit cu colegele mele, adulte, fiind acum la vârsta adultă. Și fiecare dintre noi ziceam cât de frumoasă a fost perioada aia și, până la urmă, cât de multe lucruri frumoase ne-au adus și cât de mult disciplina din perioada respectivă a contribuit la formarea noastră ca adulți. În afara faptului că am muncit foarte mult, era și eu un mod plăcut, ne-am făcut prieteni, am abordat un repertoriu destul de elaborat, aș zice, mai ales având în vedere vârsta la care eram atunci, când am cântat madrigaluri, am abordat piese din repertoriul
Și mi-a plăcut foarte mult. Am ținut neapărat să menționez despre acest cor, pentru că da, a fost una din activitățile în care m-am implicat foarte mult timp și pe care le-am făcut fiind în S. Nicola. Și am continuat să vin la repetiții și să particip la festivaluri când plecasem la liceu deja, la vârsta de 14 ani. În paralel cu activitatea în cadrul corului, eram mereu ansamblu Sfântul Sava, dar de ori fac greșeala să nu menționez prea multe lucruri despre Sfântul Sava, pentru că pentru mine era o normalitate, eram acolo, era familie, eu eram acolo de la vârsta de 7 ani, practic când au pornit lucrurile, eu tot era un proiect foarte, foarte normal și am, bineînțeles, extrem de multe amintiri și cu ansamblu. Foarte mulți prieteni mi-am făcut și acolo. Din nou, se muncea foarte mult și în cadrul ansamblului. Eu, de mică, pe lângă faptul că îmi plăcea să cânt, îmi plăcea să și dansez, dar la dansuri am avut mai puțină prioritate pentru că eram mai mică și a trebuit să aștept mult timp până să prind echipa. Dar într-un final am reușit și asta, așa că am fost atât dansatoare cât și solistă a ansamblului. Iar fiind în Sânelegă, în Sânicolau, am avut și am colaborat timp de 3 ani și cu orchestra de tamburaș, Ale Samorișă, din Cenat, unde, din nou, a fost solista grupului. La momentul respectiv, da, eu fiind copil fiind, țin minte că, da, solista eram eu și, da, Dușița Roșu, Dușița Roșu și ea era solistă. Cu Lale Samorișa am cântat 3 sau 4 ani, dacă aduc aminte, după care am plecat la liceu în Timișoara. Am urmat cursurile liceului economic, FSNIT din Timișoara, am ales să urmez calea aceea. Iar ajuns văzându-mă la Timișoara, am zis, bine, școală, dar trebuie să se mai întâmple ceva în viața mea, că la S. Nicolau eram la cor, eram la ansamblu, eram la grupul de tamburaș la Ale Samorișa, adică era ceva normal să fac ceva pe lângă școală. Și din nou apărea sentimentul ăsta sau dorința asta de a-mi cultiva vocea și la vremea respectivă vroiam să provenind dintr-o familie în care muzica populară era foarte, foarte prezentă, am zis să încerc să aprofundez cunoștințele de cantul popular și am înscris la școala de canto popular al profesorului Remus Rosu. Acolo am cântat vreo 3 ani de zile, mergeam la cursuri la el. Din nou, am avut ocazia să întâlnesc o grămadă de copii cu care am cântat împreună, am făcut și o înregistrare, avem o casetă pe care o păstrez și acum, 2 piese am înregistrat la vremea respectivă și țin minte că a fost o mare bucurie pentru că
mi-am zidit și mie sentimentul ăsta de apartenență la comunitate și cred că și dragostea de limbă, da? Simțeam nevoia să mă exprim în limba sârbă. Ansamblul Sfântul Sava este acasă. Ansamblul Sfântul Sava e acasă și cred că tot timpul va fi acasă, mai ales că a început am început activitatea odată cu ansamblul ăsta, am avut 7 ani când totul a luat naștere și la vremea respectivă, da, am avut onoarea să mă număr printre cel mai tânăr membru al ansamblului și am participat la foarte multe spectacole, foarte multe spectacole în Nicolau și nu doar în Nicolau. Am mai mers și prin Serbia, Ungaria, Germania, dar până la urmă pentru mine faptul că acum uitându-mă la cum s-a desfășurat lucrurile cred că cel mai fain a fost, sau cel mai frumos a fost sentimentul ăsta de grup, sentimentul și muzica. Muzica mie mi-a plăcut foarte mult și era așa o familie, bine, și toată familia noastră fiind implicată în tot ce se întâmplă acolo. Și uneori mă stau și mă gândesc, fiind, mergând lucrurile așa din sau începând lucrurile pentru mine de la o vârstă foarte fragedă, le luam ca fiind foarte, foarte normale până și am conștientizat lucrul ăsta până în momentul în care am plecat, când lucrurile pe care le-au pusesem până atunci, dintr-o dată, nu au mai fost. Și a trebuit să mă readaptez sau să caut în altă parte, să mă exprim sau să-mi găsesc trăirile alea cu care eram familiarizată aici. Și da, cred că ar fi foarte bine să apreciem ce avem așa în momentul respectiv și să ne bucurăm de lucrurile astea și să ne uităm la până la urmă la ce e important și cine aduce nouă bucurie. Ori, având activități de genul, ar trebui să ne facă să ne simțim norocoși că le avem. Dar, cum am zis, cred că în momentul în care faci lucrul ăsta zi de zi sau, mă rog, la rândul mereu lângă tine, nu stai seama. Și mă bucur foarte mult că sora mea a reușit să se implice și ea și să o ajute și pe mama, să-i ajute pe ei mei să continue activitatea și să aducă așa un aer mai proaspăt la tot ce au reușit ai mei să construiască până acum. Și sora mea și cumnatul meu colaborează foarte bine împreună și îmi place ce se vede din afară. Adică eu, nefiind aici implicată zi de zi, se vede că se fac lucruri frumoase și sper ca și copiii care sunt aici să se implice și sper că se simt bine făcând lucrurile astea. Încă acum, discutând, mi-am dat seama că un moment marcant pentru mine cu ansamblul Sfântul Sava a fost când eu eram în clasa 4-a, când am fost invitați la Opera Națională din Timișoara. Am avut un spectacol, tot așa de Sfântul Sava, dar organizat de comunitatea din Timișoara. Acolo este punctul central, să zic așa, al comunității sârbe din România.
pe scena operei și a fost un moment așa extraordinar de extaz și într-adevăr am și avut un succes foarte mare, că inclusiv în ziua de astăzi, când mă întâlnesc cu ceva, cu vreo persoană sau pe femeie mai în vârstă și amintesc de mine, zic, tu ești fata aia mică, da, eu sunt. Da, au fost momente foarte, foarte frumoase. Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din San Nicolau. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din San Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 23 de ani și stau la San Nicolau. Meu este Costache Ștefan.